Salutare tuturor oamenilor de Dacia și bine ați venit la mine acasă. Acesta o să fie fundalul meu pentru anunțuri extraordinar de importante. Și când spun extraordinar de importante, spun extraordinar de importante. Pe o scară de la neimportant și foarte important, ăsta este mega important ce urmează eu să vă spun. Despre ce este vorba? Nu știu câți dintre voi ați reușit să vedeți evenimentul de pe Facebook pe care l-am creat acum câteva zile, cel dedicat celebrării aniversării celor 50 de ani de Dacia 1300. Ei bine, în cadrul acestui eveniment, eu am anunțat acolo niște activități pe care îmi propun să le fac împreună cu voi, printre care o expoziție colectivă, o expoziție a codurilor de culoare originale de pe Dacia 1300, și un treasure hunt unde veți avea posibilitatea să câștigați acest album. Mai exact, este singurul, primul, cel mai tare, dacă mă întrebați pe mine, album fotodocumentar dedicat autoturismului copilăriei al Daciei. Bun, în cadrul evenimentului, ca să știți exact ce vom sărbători acolo, pe data de 23 august 1969, pe data de 23 august 1969 a părăsit porțile fabricii primul autoturism Dacia 1300. Anul acesta, pe aceeași dată, mi-am propus să creez un eveniment unde să aniversăm așa cum se cuvine acest, cum să-i spunem, moment istoric din istoria recentă a țării noastre. Pentru că, la urma urmei, Dacia, și în special Dacia 1300, este cel mai reprezentativ automobil al nostru. A fost automobilul care ne-a mobilizat, ne-a adus libertate de mișcare și posibilitatea să vizităm în această țară în lung și în lat. Așa cum am menționat în eventul de pe Facebook, în cadrul acestui eveniment vreau să creez ceva deosebit, ceva ce nu știu dacă s-a mai făcut până acum la noi, și anume o expoziție colectivă a membrilor comunității, adică a voastră. Și pentru asta am nevoie de ajutorul vostru în ce sens? Eu vreau să fac în felul următor. Vreau să-mi trimiteți fiecare dintre voi o fotografie cu o Dacia 1300 pe care eu să o primesc. Voi apela la editorul cărții mele, și anume domnul Cristian Basa, care va curatoria fotografiile, și din ele vom alege 50 de fotografii. Vor fi 50 de fotografii cu 50 de Dacia 1300 la 50 de ani de când a apărut acest minunat autoturism în viețile noastre. Printul și toate costurile, toate astea vor fi acoperite de mine, deci nu trebuie să vă faceți griji. Am nevoie de voi să-mi trimiteți fotografiile până duminică seara pe adresa de e-mail dacia50contact@gmail.com, adică adresa de aici sau de aici sau de aici sau de aici, sau va fi și în descriere, cel mai probabil va fi peste tot adresa asta, o să o pun și în eveniment odată cu clipul ăsta, o să o pun și la Insta Story, o să o pun și la Facebook Story, o să fac o carte de povești în care o să trec toată adresa asta de e-mail, unde voi puteți să-mi trimiteți fotografii făcute de voi cu o Dacia 1300, indiferent că este Dacia voastră, că e o Dacia pe care v-ați dori-o, că e o Dacia pe care ați văzut-o pe străzi, că e Dacia vecinului, nu contează. Vor fi 50 de Dacii fotografiate de voi, pe care o să le expunem în cadrul evenimentului de la Soto Cafe din București. Prietenii noștri care au fost de acord să ne punem la dispoziție locația, unde vom sărbători așa cum se cuvine nașterea simbolului mobilității românești, să-i spunem așa. Prin urmare, o să recapitulez. Ce o să se întâmple joi, mă întrebați? Joi nu o să se întâmple nimic, pentru că evenimentul o să fie vineri. Deci, ce o să se întâmple vineri o să fie în felul următor. La ora 19 o să ne strângem, eu o să fiu acolo probabil un pic mai devreme. În fața evenimentului, în fața locației, va fi minunata Mia Lungu cu asa Lady in Red. Pentru cei care n-au văzut vlogul trecut, o să las un link în descriere aici. O Dacia 1300 roșu 27 în stare minunată. Vopsa originală, ea va fi acolo în fața locației, ca să vă dați seama, va fi și un balon indicator ca să știți unde trebuie să veniți.
Sper eu să am timp să vă fac și un clip cu modul în care ajungeți până acolo. În interior va avea loc expoziția voastră, și anume expoziția Dacia 50. 50 de dacii, 50 de fotografii puse pe un perete frumos. Cine intră acolo va putea să vă admire. Am uitat să menționez un lucru foarte important. În momentul în care îmi trimiteți fotografiile voastre pe adresa de mail dacia50contact@gmail.com, vă rog frumos să notați, să-mi trimiteți și următoarele lucruri, și anume, am nevoie de numele vostru, am nevoie de contul de Instagram at pasionat Dacia sau știu eu ce username aveți voi pe Instagram. Am nevoie să-mi spuneți orașul în care a fost făcută fotografia și anul. Toate informațiile astea vor fi trecute pe fotografie, astfel încât toți oamenii care vin acolo să vadă expoziția să poată să știe cine a făcut-o, în ce ora s-a întâmplat toată chestia asta și cât de șmecher sunteți voi. Ce mi-ar plăcea foarte mult și sper să fiți și voi de acord cu chestia asta, pentru că autoturismul copilăriei înseamnă. Știu că acum eu folosit foarte des termenul ăsta de ride sharing. Eu nu vreau să merg pe ideea de ride sharing emotions, adică hai să împărțim toate poveștile frumoase pe care le avem. Se spune că o fotografie înseamnă cât 1000 de cuvinte. Mie mi-ar plăcea ca la sfârșitul evenimentului, cei care participă la eveniment să aibă posibilitatea să-și aleagă o fotografie de-a voastră de pe perete și să plece cu ea acasă. Scrieți-mi în comentarii dacă și voi sunteți de acord cu ideea asta a mea. Mie mi se pare foarte drăguț să ai posibilitatea să te duci la o expoziție și ți-a plăcut ție foarte mult o fotografie de acolo sau un tablou și să ai posibilitatea să-l iei acasă. De data asta nu o să costă nimic. Pur și simplu o să fie doar amintiri în plus pe care le-am făcut împreună cu Dacia, împreună cu voi și împreună cu Dacia. Prin urmare, nu știu ce să vă mai spun în momentul de față. Sper să veniți cât mai mulți la eveniment. Sper să întâlnim cât mai multe povești. Și v-am mai pregătit niște surprize acolo, vom avea niște bunătăți specifice vremii, nu o să vă spun acum despre ce este vorba, pentru că trebuie să lăsăm așa și o urmă de mister, de suspans, de. Bun. Recapitulez ultima oară și cu asta vă las. Gata, da? Bun. 23, era să zic septembrie, 23 august 2019, ora 19, la Soto Cafe Bar. Ne vedem cu toții, eveniment Dacia 50 rulează încă mai rulează, unde vom avea posibilitatea să împărtășim povești, fotografii și voie bună. Un pahar de ceva, depinde de ce vrea toată lumea. Și cam atât. Sper să ne vedem cât mai mulți acolo. Eu voi fi acolo și aștept să vă întâlnesc pe cât mai mulți dintre voi. Toate cele bune!